Ne-am găsit la un nou episod. Astăzi vă arăt cum să, adică explicații, cum să faceți un pix. Un pix este făcut dintr-o ștergere, ca un fel de radier aici. Și vârful cu care scriem și cu care scrii, bagă unul din ăsta. Pentru că dacă n-ar băga doar pe aia, n-ai putea să scrii. Așa. După, trebuie să puneți capacul neapărat. Că dacă scrie, să zic că eu scriu ceva, ar fi cădea. Așa. Și mai ales, trebuie să aibă în ea tintă și foarte multe chestii. Și trebuie să arate cât e prețul. Și eu am vopsit cu lac un pic, cu un lac mov. Și aici am băgat-o în apă și s-a trecat. Și ăsta, capacul, este făcut din plastic. Iar restul nu-i făcut absolut din nimic. Ăsta e făcut. Că eu dacă, de exemplu, trag de el, se rupe ușor. Sau dacă aș încerca să o scot, nu pot să o scot. Pentru că are o gaură fix ca asta, ca plasticul ăsta. Și nu se poate scoate. Doar dacă dai cu săcuria sau cu ciocanul, dar cred nici cu ciocanul sau mai ales cu drujbă dacă dai. Așa, deci cam acesta a fost explicația pixului. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un mare like, un share sau un subscribe. Ne vedem data viitoare!